Salut! Sezonul raportărilor financiare e pe final. Investitorii se înregistrează pentru dividende, iar noi titluri de stat Fidelis vin la bursă. Să vedem ce informații au mișcat piețele în această săptămână. Arops Transilvania Software a raportat venituri operaționale la nivel individual de 53,2 milioane de lei în primul trimestru din 2022, în creștere cu 33% față de același trimestru al anului trecut. Cifra de afaceri raportată este 52,6 milioane de lei, marcând o creștere cu 33% față de aceeași perioadă din 2021. Profitul net este de 14,9 milioane de lei, în creștere cu 14% față de primul trimestru de anul trecut. AgroLand a anunțat rezultatele pe primul trimestru din 2022. Veniturile companiei au crescut cu 21% comparativ cu T1 2021, ajungând la 66,8 milioane de lei. Profitul companiei a crescut în primul trimestru al acestui an cu 31% față de T1-2021, depășind dinamica din 2021 când profitul era în scădere față de 2020. De remarcat este că în 2022 au fost deschise 3 noi locații Mega AgroLand, compania ajungând la un număr total de 19 locații, obiectivul pe 2022 fiind de 25 de locații. Compania Visual Fan, deținătoarea mărcii AllView, a crescut în ședința de vinerea trecută cu 10% în urma rezultatelor publicate. Primele trei luni ale anului 2022 au generat o cifră de afacere de 20,85 de milioane de lei și un profit net de 1,5 milioane de lei, reprezentând un procent de 7,36% din cifra de afaceri. Rezultatele sunt sub cele înregistrate în primul trimestru al anului trecut, datorită situației excepționale din 2021, dar acestea sunt în linie cu dinamica înregistrată în 2019 și 2020. În raportul trimestrial, compania a anunțat și lansarea proiectului Solar Energy, care vizează intrarea pe piață energiei regenerabile. Lansarea primelor panouri solare și a unor soluții complet personalizabile, on-grid, off-grid sau hibrid. Veniturile Firebyte Games în primul trimestru din 2022 au fost de 1,6 milioane de lei, în creștere de la 120.000 de lei pe T1 2021. În primul trimestru din 2022, compania a înregistrat un profit de 190.000 de lei, față de o pierdere de 700.000 de lei în T1 2021. Compania a menționat faptul că rezultatele bune au venit pe fondul creșterii veniturilor obținute pentru dezvoltarea de jocuri hyper casual de la parteneri externi. Ministerul Finanțelor anunță o nouă emisiune de titluri de stat Fidelis la bursă pentru luna iunie. Dobânzile oferite pentru titlurile în lei, cu scadența la un an și la trei ani, vor fi de 7,2% respectiv 7,8% pe an. Iar pentru titlurile în euro, cu scadența la un an și la doi ani, dobânzile oferite se ridică la 1,4% respectiv 2,3% pe an. Perioada de subscriere va începe luni 6 iunie și se va încheia pe 21 iunie, iar sumele minime pentru subscriere vor fi de 5.000 de lei respectiv 1.000 de euro. Optimismul a mai revenit pentru investitori în companiile de retail după rezultatele publicate de Macy's și Dollar General. Macy's a raportat venituri de 5,35 de miliarde de dolari, peste estimările care erau de 5,33 de miliarde de dolari, în timp ce profitul net pe acțiune s-a sitat la nivelul de 1,08 dolari, peste așteptările de 82 de cenți. Compania a anunțat că în ciuda presiunilor macroeconomice, clienții au continuat să facă cumpărături și s-a observat o creștere pe segmentul de haine pentru ocazii speciale. În același timp, Dollar General, un alt mare retailer american, a obținut venituri de 8,75 de miliarde de dolari, depășind estimările analiștilor care așteptau un nivel de 8,7 miliarde de dolari. Profitul net pe acțiune a fost de asemenea peste așteptări, 2,41 de dolari, față de 2,31 de dolari estimat. Broadcom intenționează să cumpere VMware pentru suma de 61 de miliarde de dolari. Broadcom crede că această achiziție va diversifica businessul principal, acela de a proiecta și de a vinde semiconductori prin trecerea către segmentul de software Enterprise, care poate avea marge de profit mult mai mari. Dacă se finalizează achiziția, ar fi a treia cea mai mare tranzacție din sectorul tehnologic, după achiziția Activision Blizzard de către Microsoft pentru 69 de miliarde de dolari și achiziția EMC de către Dell pentru 67 de miliarde de dolari. UiPath a anunțat pentru primul trimestru venituri de 245,1 milioane de dolari, în creștere cu 32% față de perioada similară a anului trecut, iar pentru întreg anul compania estimează venituri de peste un miliard de dolari. Veniturile recurente anualizate au avansat cu 50%, iar pierderile s-au redus de la 240 de milioane de dolari la 122,5 milioane de dolari. După ce de la începutul anului acțiunile companiei au pierdut peste 61% din valoare, în urma acestui anunț, acțiunile s-au apreciat cu peste 7%. Ne aflăm în perioada datelor de înregistrare pentru dividende, astfel că investitorii sunt în căutarea acțiunilor care oferă cele mai bune randamente ale dividendelor. Datele economice care urmează să mai vină vor fi în atenția investitorilor, însă tot focusul va fi pe mijlocul lunii iunie, când Fed va avea o nouă ședință de politică monetară. V-am pregătit o analiză tehnică pentru cotațiile greului, care ar putea rămâne la niveluri nivelul ridicate dacă contextul geopolitic se menține. Pentru perspectivele pe termen mediu și scurt, accesați linkul din descriere. Acestea fiind spuse, vă așteptăm și săptămâna viitoare pentru a afla principalele trenduri ale săptămânii. Nu uitați să dați like, share și subscribe, dar nu în ultimul rând să dați valoare informațiilor prezentate astăzi. Până data viitoare, investiți inteligent!